Culiță Sterpa a dat de înțeles că are planuri mari de viitor. De când artistul a devenit pentru prima dată tătic, prima întrebare pe care fanii i-au adresat-o a fost legată de venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Fără să ofere un răspuns clar în acest sens, artistul a făcut de mai multe ori glume pe seama acestui subiect, punându-i și mai mult pe jar pe admiratorii săi. Ei bine, de ziua de naștere a fiului său, pentru că se afla în vacanță, micuțul a adormit la un moment dat în mașină, după întreaga zi petrecută la distracție. În acel moment, mai în glumă, mai în serios, Culiță Sterp a menționat că este momentul potrivit pentru el și pentru logodnica sa să-i mai facă un frățior. Dacă și de această dată a glumit sau nu, rămâne de văzut, însă cert este faptul că venirea pe lume al celui de-al doilea copil al surorii sale, Ileana, i-a aprins apetitul de copii mici. Chiar dacă are un program încărcat tot timpul anului, Culiță Sterp și-a luat câteva zile libere pentru a merge în vacanță alături de iubita și fiul său. Cu ocazia zilei de naștere a micuțului, artistul și logodnica sa au scris câte un mesaj emoționant în mediul virtual pentru a marca această zi specială din viața lor.